Bună seara, dragii mei telespectatori, iată-ne din nou la emisiunea Om Bun. Astăzi a început prima zi de examen pentru bacalaureat, proba și la română, pentru tinerii care astăzi se află în febra acestui examen. Tot acum vreo 30 de ani ne aflam și noi în febra acestui examen, generația mea, și de atunci și până acum este un arc de timp în care ne uităm și vedem ce s-a întâmplat, ce nu s-a întâmplat. Tocmai zilele trecute generația mea a serbat 30 de ani de când a terminat liceul și mulțumesc colegilor care au organizat totul și pe această cale. A fost un moment de emoție colectivă, așa, și de emoția noastră, fiecare în sufletelul lui, foarte important. Și a fost și un moment de reflexie, așa, pentru fiecare, interior, așa, o reflectare interioară a ceea ce am trăit și ceea ce am făcut în acești 30 de ani. Nu e vorba doar de realizări materiale, ci pur și simplu cum s-a scurs timpul, ce am realizat, ce familie, cum am crescut acea familie, fiecare individual. Și bineînțeles, când ne-am revăzut, ne-am dat seama că de fapt am rămas aceiași, fiecare cu drumul său în viață și cu suișurile și coborâșurile fiecăruia, dar toți oameni frumoși, exact ca acum 30 de ani. Chiar unii dintre noi nu s-au schimbat aproape deloc. Poate au mai încărunțit pe aici, dar erau colegi care, la care ne uitam și spuneam parcă, uite, n-a trecut timpul peste el deloc. Care este diferența, totuși, între generația de atunci și de acum? Am terminat liceul în 88, deci cu un an înainte de a cădea regimul comunist. Cum ne pregătea oare pe noi? Pentru că atunci, la întâlnirea asta de 30 de ani, când am făcut cursul Strigarea Catalogului, unul din profesorii noștri de economie, domnul Bălăiasă, a spus... Uite, s-a strigat catalogul și o treime dintre noi, bineînțeles, n-a putut să vină pentru că erau plecați peste, cu serviciu, cu familia, cu toate, peste hotare. Mulți în Canada, mulți în Italia. Au putut veni o parte. O parte, da. Chiar dacă au lucrat prin Germania sau Suedia. Uite, colegul meu, fostul meu coleg de bancă, este polițist în Suedia. A putut veni. Dar mulți n-au putut veni, pentru că luna concediilor în Occident este în general luna august. Și cam o treime din noi n-au venit pentru că erau plecați. Mulți plecați. Canada, Italia. Majoritatea. Și domnul profesor trăgea o concluzie așa. Băi, dar voi din voi care ați învățat carte pe vremea respectivă, care... Oricum, știm cum erau examenele de grele, știm cum ați fost selectați cu treapta a doua de rămânere în liceu sau cu treapta întâi de intrare în liceu, după aceea treapta a doua care se dădea la sfârșitul clasei a 10-a ca să continui partea a doua din liceu a 11-a sau a 12-a sau dacă nu rămâneai cu 10 clase sau intrai la o profesională, după aceea o selectare foarte atentă și foarte dură la bacalaureat și după aceea la intrarea la facultate, deci se intra cu dosarul, mă duc cu dosarul, cu ce note am luat la școală și cu ce note am luat la bacalaureat, nu, examen de admitere cu 10 pe loc, cu 6, cu 15, depinde de fiecare facultate, cu colț închis, cu examen dur. Vreau să spun, fac o paranteză aici, vreau să spun că exact în anul ăla, în 88, din trei clase de la noi din liceu, care au terminat 140, cam vreo 100,
Nu, vreo 104 elevi sau ceva, 114, ceva în genul ăsta eram. Un 30 și ceva de elevi pe clasă. Din peste 100 care am terminat, A, B, C, am luat în primă fază la facultate, în primul an, atunci în vară, am luat 6. Atât. Deci vă dați seama ce concurență și nu că n-ar fi fost buni. Între timp, după aceea, ceilalți au mai luat anul următor, la alte faze, în toamnă, pe alte locuri care au rămas, celălalt an, în 89-90, și-au schimbat opiniile, n-au mai vrut să mai facă, dacă au dat la o facultate, după aceea s-au dus și-au făcut altceva, altă facultate, unde s-au găsit cu adevărat, s-au regăsit în domeniul respectiv și au continuat, un gând l-au avut între a 12-a și după aceea au făcut altceva pe parcurs și s-au dezvoltat. Da, au continuat, dar vreau să spun atunci, primul examen de după bacalaureat, din 106 am luat. Asta era concurența de atunci. Și vă dați seama, nu era vorba de o joacă. Pur și simplu se făcea carte. Masiv. Sistemul de învățământ pregătea oameni calificați pentru toate meseriile, de cel mai jos până la cel mai înalt nivel. Și trebuia să te încadrezi undeva. Foarte mulți dintre noi care am terminat, chiar dacă au făcut sau nu au făcut vreo facultate, nu asta a fost important, ci pur și simplu și-au găsit rostul și corespondentul, chiar dacă au plecat peste hotare, dacă au terminat electrotehnică, să spunem cum am terminat noi atunci, mulți și-au găsit corespondentul chiar și în Italia, chiar și în Canada, chiar și în altă parte. Un coleg chiar lucrează în Germania, la o firmă care este client, al cărei client este firma Porsche. Și el lucrează pe sistemele de frânare la firma respectivă și produce sistemele de frânare pentru firma Porsche. Vă dați seama, a făcut facultatea acolo, cu cunoștințele, cu matematica, fizica și tot ceea ce a învățat aici, în România. După ce a luat bacalaureatul în România, după câțiva ani de zile a continuat și a făcut facultate, a făcut master, a făcut doctorat în Germania. Și a găsit locul acolo. Deci tot ceea ce s-a pus de bază de sistemul de învățământ românesc a fost valabil și în alte părți. Principalul este să se pregătească tânărul pentru viață. Și asta au făcut profesorii noștri și familiile noastre atunci. Ne-au pregătit pentru viață. Examenele erau dure, erau multe, pentru că era examen la intrare în liceu, examen la mijlocul liceului, examen la finalizare de liceu, examen de intrare în facultate. Acum se dă evaluare națională, se dă examen la intrare, poftim cum ar fi în liceu, și se dă la sfârșit de liceu. Și atât. Nu spun să se dea examene mai dese, ci pur și simplu să fie pregătiți tinerii să poată lua examenele vieții. Nu prea sunt de acord cu stilul ăsta de admitere în învățământul superior fără examen de admitere. Doar cu dosar. Pentru că nu este destul pentru a vedea dacă este capabil să înțeleagă noțiunile din acea facultate. Nu trebuie ca învățământul superior să fie diluat ca informație datorită faptului că cei ce intră în învățământul superior nu sunt pregătiți destul pentru a percepe informația de acolo pentru specializare. Știți că nivelurile astea de învățământ nu sunt făcute aiurea, sunt făcute de specialiști. Dacă în primii 4 ani, sau uite 5, clasa 0, se învață din punct de vedere instrumental
copilul să poată să citească, să scrie, să deseneze, să aplice câțiva algoritmi simpli, să-și folosească aptitudinele kinestezice, să putem numi așa, deci de mișcare și de organizarea a creierului bine spre ceea ce face. De aceea, în momentul cum ți-ai făcut scrisul 1-4, cam așa rămâi cu el, se mai schimbă în timp, dar elementul central rămâne. După aceea, după perioada cu învățătoare, este perioada de cunoștințe generale. În clasa 5-a până în clasa 8-a, copilul învață tot ceea ce ține de cunoștințele generale. Învață și geografie, învață și elemente de fizică, și elemente de chimie, și elemente de istorie, și elemente de comportament în societate, la educația civică și la alte obiecte ce se țin de-a. Învață și o limbă străină, poate chiar două, măcar la nivel așa ușor conversațional sau... Bine, cine vrea să aprecieze și să aprofundeze, aprofundează. Mulți își găsesc talentele în desen, în dans și, bineînțeles, se duc după aceea spre școli de profil, dar sunt puțini. Acolo, copilul în 5-8 își formează deprinderile generale, cunoștințele generale despre lumea în care trăiește. După aceea, în treapta următoare, în faza de liceu sau poate chiar de școală profesională, el aprofundează mai mult cunoștințele astea generale, ducându-se încet, încet spre o specializare. De exemplu, cei ce urmează o școală profesională chiar învață o meserie. Sau cei ce învață un liceu cu tehnic sau un liceu cu o anumită meserie de învățat pe domeniul economic, pe domeniul tehnic, pe domeniul auto sau chiar licee vocaționale, domeniul dansului, a desenului, a actoriei, dar nespecializându-l, adică cu seminarul nu ajungi preot. Preot ajungi cu facultate de teologie, dar seminarul te călăuzește și îți formează o anumită specializare pe domeniul pe care vrei să-l parcurgi mai târziu. Sau un liceu de științe, da? Nu te face medic sau nici măcar asistent medical, dar îți dezvoltă aptitudinele și specializările pentru învățarea elementelor de bază, fizică, chimie, biologie, un pic mai aprofundat, pentru viitoarea specializare în învățământul superior de mai târziu. După aceea poți să faci o școală post-liceală de medicină sau te poți duce la medicină sau să mergi spre facultăți de profil, fizică, chimie, biologie și altele care țin de așa ceva, agronomie. Dacă mergi spre filologie și spre partea literelor, poți să te duci deci este o ușoară specializare pe liceu ca apoi să aprofundezi în cadrul învățământului superior. De asta am spus că nu prea sunt de acord cu admiterea în învățământul superior fără un examen de admitere. Mulți iau note mari, frumoase și fac filologia. Da? Am văzut cazuri. Pentru că este mai puțină matematică și multora, matematica fiind un obiect pe care trebuie să-l înveți cam cu pixul în mână și lucrat, zi de zi, mulți optează spre o zonă în care să nu lucreze matematică. Bun, n-are nimic matematica cu, hai să spui, n-are nimic matematica cu medicina. Nu, are matematica cu gândirea logică. În momentul în care faci filologie, iei note foarte mari, nu ai matematică,
ai o apetență așa spre a învăța istorie și spre a învăța limbi străine, bun, lucruri mai mult povestite probabil sau mai mult citite și înțelese altfel, pe o altă logică a gândirii, e perfect. Dar mulți am văzut cazuri în care optează spre a face filologia și după aceea se duc spre medicină, pentru că au luat note mari. Dau un examen, se pregătesc în particular pe chimie, pe biologie, ce au nevoie pentru admiterea la facultatea respectivă și după aceea merg spre medicină. Nu spun că nu pot să fie admiși, dar modul cum și-a format creierul în gândire și în gândirea logică s-ar putea să îi împiedice pe dezvoltarea ulterioară în învățământul superior pe zona respectivă. Pentru că vii de la un alt fel de a privi lumea, un alt fel de gândire de a privi lumea și te duci spre ceva mult mai specializat, mult mai aplicat, în care tu trebuie să înveți nu citind, ci aplicând. Dacă ne uităm la medicii de totdeauna, nu numai cei din ziua de azi, ei învață cam o bună parte din viață. Continuu. Și asta și trebuie să facă. Ei, sistemul de atunci, nu spun că era cel mai bun, dar era un sistem în care te prindea în lanțurile acestea a învățării și, bine, sistemul comunist era un sistem practic, trebuia să te includă pe piața muncii, obligatoriu. Deci nu terminai o școală și stăteai acasă. În două săptămâni trebuia, aveai repartiție, în funcție de cu ce medie ai terminat școala, primeai o anumită repartiție. Dacă nu, cel puțin pentru băieți era clar. Ori la mină, ori la canal, adică oricum te ducea la muncă undeva. Zona cea mai joasă a muncii. Muncă brută, muncă în care trebuia să ai rezistența fizică necesară. Asta era principiul, muncă. Muncă, muncă și muncă. Era partidul oamenilor muncii, cu toate că se cățărau pe funcții, nu neapărat celor care le era dragă munca, ci mai mult munca din guriță, cu barbologia și cu ultima plenară a tovarășului. Dar asta este una. Politica totdeauna a fost parșivă așa cu sistemul de a aplica. Cel puțin la noi. Una au spus, alta au făcut. Dintotdeauna. Dacă ne uităm și în trecut și acum, politicienii au fost priviți totdeauna ca niște, cum să spun, mincinoși calificați. Adică, domnule, una zice, alta face. Că din gură spune multe lume, dar nu neapărat face. Politica nu prea, și asta e rău pentru noi, pentru români, pentru că nu privim politica ca fiind o chestie aplicată spre administrație. Domnule, vreau să fac linia unui partid, sunt de stânga sau sunt de dreapta, eu așa văd aplicat lucrurile și mă duc spre zona administrativă. Și cu ajutorul viziunii politice intru pe zona. Nu, la noi politica s-a folosit și se vede cum se folosește, foarte greșit. Nici măcar oamenii din administrație, foarte buni specialiști, mulți dintre ei, nu sunt lăsați să administreze bine treaba și măcar tu ca politician vezi de treaba ta, dă din gură cât vrei, dar lasă oamenii din justiție, din administrație, din economic, din zona economică care produce banul, adică chiar din zona investițională și zona întreprinderilor individuale, întreprinderilor, zona patronatului care produce, zona capitalului. Lasă-i, domnule, să facă bani în zona capitalului. Nu, vin politicienii sub apanajul că ei administrează bine și trântesc la taxe și la impozite cu nemiluita din toate zonele și chiar mecanismul ăsta economiei de piață îl încurcă cumva, pentru că lor trebuie să le iasă bine la gargară și la promisiuni.
Ce spuneam de cei 30 de ani, cum se văd acum? Uite viața de atunci. Oamenii nu au stat. Să știți că era o teorie și este în continuare o teorie în economie, care atunci când vine vorba despre capitalul, se vorbește într-un fel și se structurează bine. Ce este capitalul, ce este capital circulant, tot ce ține de capital, și că nu este vorba doar de bani în capital, ci e vorba și de dotări, de utilaje, de toate. De pământ, de tot ceea ce ține vorba, cum e utilizat pământul respectiv. Este una să ai un teren și să ții doar chiria pe el, este alta să-l utilizezi agricol, cum îl utilizezi agricol, ce investești în acel pământ, să îi îmbunătățești calitățile. Deci ține tot de capital. Capitalul nu înseamnă doar banul, capita, ci vine de la altceva, de la numărul de... Așa era, de acolo e și folosit termenul de capita, numărul de bovine pe care îl avea un om înainte și cum le putea folosi. De acolo vine capital, pentru că tot se strângeau cu bovinele respective într-un târg și de acolo, de la târgul respectiv, s-au dezvoltat orașele. Asta e o istorie întreagă, nu stăm să vorbim acum despre asta. Dar când vine zona, când vine de vorbit și în economie despre piața muncii și despre cerere și ofertă pe piața muncii, este o definiție foarte frumoasă, care în două, trei cuvinte poate să se spună așa. Omul nu este o marfă. Dacă asupra mărfii poți lucra cumva, adică facem o lădiță cu baierle un pic mai altfel ca să poată fi purtată mai ușor. La o cămașă îi mai aduc eu niște brizuri care să poată să fie mai ochioasă și să intre pe piață. S-a inventat și moda. Dacă asupra unei cărți, dacă asupra oricărui obiect material tu poți să-l influențezi cumva, să-i mai pui ceva, să-i crească valoarea sau să-i scadă valoarea, asupra omului nu prea ai ce să-i faci, pentru că el lucrează pe un salariu și nu poți să spui, băi, salariul ăsta este bun și pentru X și pentru Y și pentru Z. Trage așa un salariu general, dar omul nu se vinde doar pentru salariu. El se vinde pe sine și se modelează pe sine pentru că are aspirații. Și nu pentru că știe că lucrul ăla pe care îl face el valorează 2 lei sau 5 lei sau 100 de lei. Are aspirații. El își vinde timpul său de muncă la un preț la care el îl știe. Bineînțeles că îl știe și se cunoaște pe bază ce a investit și el în el mai mult, în cunoștințe, în școală, în munca, în capacitatea, în aptitudinele pe care le are. Întotdeauna așa va gândi. Omul nu este o marfă. Bineînțeles că pentru cei care produc capital, pentru cei care produc și banul din economie, în general pentru cei care au firme, caută să simplifice cumva lucrurile și să spună, da, la încărcători-descărcători le dau 1200 de lei pe lună, la operatori le dau 1500 de lei pe lună, la ingineri le dau 1700 de lei pe lună și chestii de astea, și face așa un nivelaj și o nivelare asupra nivelului salarial din întreprindere să-i fie mai ușor la contabil și pentru el să-și țină cumva calculul în ceea ce privește cheltuiala și costurile. Dar nu este așa. Și te trezești la un moment dat cu oameni foarte buni specializați pe o anumită direcție, care își găsesc, de exemplu, sudori, da? Dau așa un exemplu pe care ar putea să-l înțeleagă toți. Sudorii sunt foarte căutați peste tot. Și în Germania, și în Italia, și în România. Un sudor bun nu stă cu 1200 de lei pe lună, pentru că așa ai spus tu, băi, e cam la fel cu lăcătușul, e cam la fel cu operatorul cu tare, cam atât nivele salariu. Sunt sudori care pot să fie plătiți și dacă știu meserie și au mâna făcută pentru sudură și cunoștințele necesare
când sudează în toate elementele și n-au nicio problemă, și în inox, și în vig, și în mig, mag, și în de toate, păi ăla îți pleacă de la 1000 și ceva de euro oricând. Riscă să plătească o chirie în alt oraș, dar el când trage linia știe că va trimite peste 700 de euro acasă. Ei, n-ai cum să-l ții cu 300 de euro tu salariat, pe el ca salariat. Dacă e sudor bun, dacă e un crăpaci, îl ții. Că da, nu știe să sudeze ca lumea și va rămâne cu cât îi dai. Dar pe cineva bun sau cineva bun din vânzări, nu îți stă pe un comision de 2% pe care îl dai tu la sfârșit de an, dacă îl mai dai, dacă nu te faci cumva că l-ai uitat. Sau, și sunt tot felul de specializări din astea. Omul își va căuta mereu locul, pentru că nu se mulțumește cu cât îi dai. Omul nu este o marfă. Cu cât sistemul de învățământ de care vorbeam mai înainte știe și îmbină foarte bine toate aceste elemente, încă de la începutul școlii, chiar din clasa 1, să-l cultive pentru a-i fi dragă munca. Și a găsi că prin muncă, nu neapărat munca manuală, dacă vă gândiți la muncă, munca este și o creație. Dacă îl vezi pe copil că desenează foarte frumos și cu cât reușește să se concentreze mai mult pe acel desen și să-și folosească timpul mai mult pentru desen, aia este o muncă pentru el. Ar fi păcat să strici un copil talentat, să-l strici pe altceva, dacă i-ai găsit talentul, pe care el îl poate face cu foarte mare plăcere și nici să nu știe că este muncă ceea ce face. Și ți este o vorbă. Munca cea mai frumoasă este ceea pe care o faci cu plăcere. Aia ce, ca să nu știi că muncești. Te duci cu dragă. Dimineața și o faci și poți să vii și seara târziu acasă că vii încărcat de energia care ți-a dat-o munca respectivă, că ai făcut totul foarte bine și frumos. Era un film la un moment dat, Vreau să fiu mare, ceva în genul ăsta se numea, parcă actorul era Tom Hanks. Un adolescent tânăr, nu știu, prin clasa 7-a sau 8-a sau a 9-a, ceva în genul ăsta. La începutul, nici măcar nu era în liceu, încă se juca cu skateboard-ul și cu alte jocuri și jucării, pentru că mereu era pus de mama să-și strângă lucrurile prin casă, să facă ordine, să învețe, să... Și-a pus o dorință, vrea să fie mare. Că el credea că dacă este mare, gata, nu mai face teme, nu mai face nimic și nu are responsabilități. Și îi se îndeplinește la un aparat de la un mic gin, așa, în spatele unei mașini care îndeplinea dorințe, de la un circ, își pune el moneda acolo și spune, vreau să fiu mare. Se trezește dimineața, ca și cum ar fi la 20 ceva de ani, cu facultatea terminată, încă la lungă mai exact de acasă, că nu știa cine era. Și ajunge să lucreze la o fabrică de jucării. Și asta mi-a plăcut replica cea mai frumoasă. El crea jucăriile, pur și simplu. Veneau ăștia și îi spuneau, aici ce mai facem? Păi aici ar trebui să fac așa. Și îl lăsau într-o cameră plină de jucării și el se juca. Și le dădea informații celorlalți despre asta. Și vine colegul lui, prietenul lui, care la un moment dat l-a crezut că este el și zice, ce faci tu aici? Păi mă joc toată ziua. Și te și plătesc pentru asta? Da! Minunat! Asta e viața. Să te joci la calculator, să faci o muncă și să-ți separă că este ca un joc. Foarte frumoasă. Și să mai fii și plătit pentru asta este minunat. Ei, sistemul la care ne-a învățat dinainte, eu așa simt, că ne-a învățat cu toate elementele de bază necesare și chiar matematica a fost bine dozată în acest sistem, chiar dacă este grea, vă spun, matematica este grea, pentru că trebuie lucrat în fiecare zi cumva la ea, dar sistemul ăla logic al matematicii ne-a făcut să luăm logic absolut tot. Geometria din ea ne-a învățat să vedem cum se îmbină lucrurile. Mă uit la comenzile numerice, la mașini, utilaje. Dacă nu ai o viziune geometrică cum vin puse piesele, ca la un puzzle, nu faci cum trebuie nimic,
nici măcar munca aceea, a poziționat cumva. Dacă nu iei logic și nu le știi pe toate, o logică în sine a lucrului făcut, și asta nu înseamnă că trebuie să faci integrale triple de volum. Nu. Trebuie pur și simplu să-i vezi logica acelei. Matematica, în primul rând, învață logica. De aceea, și sunt împotriva celor care de la clasa, la sfârșit de clasa 8-a, ar fi o petiție acum care să spună, domnule, să scoatem matematica din examenul ăsta de... Nu, matematica așa are rolul ei, așa are rolul logic. Dacă sunt copii care vor să urmeze, nu le au deloc logica sau prea puțin și cariera lor vor să o dezvolte în alt sector, după clasa 8-a pot să urmeze, uite, litere, sau filologie, cum îi spune, sau științe sociale, sau actorie, sau desen, sau orice altceva vor să urmeze, într-o zonă în care nu este implicată matematica atât de mult. Dar nu să generalizeze, nu să scoți acest element din examinarea lor de final, cel puțin de clasa 8. După aceea, după liceu, depinde de specializarea pe care au făcut-o, da, poți să adaugi ceva. Dacă ești chiar pentru domeniul filologie și vrei cumva să te separi de cel care știe mai multă matematică decât tine și la un examen te poate doborâ, da, poți să pui un element de ajutorare la examen, pentru că și așa ție nu-ți place matematica și să spunem că ai luat la examenul de matematică un 5, poate să fie și un element de ajutorare dacă vrei să urmezi o cale spre filologie, să dai un examen de engleză sau să dai un examen de istorie sau pe ceva care să-ți compenseze lipsa de la matematică, asta poate fi dat spre exemplificare. Dar nu să scoți un element care îți formează gândirea logică. Gândirea logică este bună și pentru unul care vrea să fie scriitor, gândirea logică este bună și pentru care vrea să fie psiholog, gândirea logică este bună și pentru unul care vrea să învețe limbi străine și chiar pentru drept. Judecam, vorbeam cu cineva, un foarte bun avocat, care mi-a spus că a făcut cum era înainte, liceu real și uman. El s-a dus la drept, dar de la liceu real. Învățase matematică foarte mult și s-a dus după aceea spre facultate de drept. Altfel a priceput logic legile față de cei care urmaseră umană înainte. Ei învățau așa, toceau pe de rostul ca pe poezii toate legile și nu legau între ele. De aceea și-a ajuns și un avocat bun, pentru că totul le-a luat structurat logic. Fiecare normă are logica ei. Nu știu ce vor să facă ăștia, nu aș fi vrut să discut despre politică în emisiunea asta, dar ăștia din ziua de azi, care schimbă codurile penale, așa, cum le trece lor prin cap, oare nu au o gândire logică să vadă că orice schimbare afectează sau nu victima sau încurajează sau nu o anumită infracțiune, scoțând niște elemente din logica legilor respective, adică dacă nu mai poți folosi o probă indubitabilă, cum ar fi, de exemplu, un film, o înregistrare video, decât numai dacă omul respectiv vorbește spre cameră sau spre ceva în genul ăsta. Adică tu ce vrei? Dacă l-ai filmat pe unul cum o violează pe alta, cum trage de ea, cum îi dă vreo două peste cap, ăla, violatorul, trebuie să se uite spre cameră și să spună eu acum violez, bum, bum, eu acum dau doi pumni în gură, bum, bum, și uite așa fac acum, așa, numai atunci este valabilă înregistrarea, nu? Oare ce fel de logică va fi având ăștia? Sau, de exemplu, când pui cel care face o plângere penală să fie față în față cu celălalt, cum să-l pun? E un copil la 13 ani eventual abuzat sexual, sau 7 ani, sau 10 ani. Cum să-l pun să scrie cu agresorul față în față și să facă plângerea cu agresorul față în față? Și să spună, da, uite, nenea ăsta m-a bătut, m-a umilit, a făcut cu tare lucruri rușinos, l-a scos, mi-a umblat, mi-a făcut, mi-a adres, când copilul ăla e terorizat. Am vorbit copil, adică ca să înțeleagă. Copilul ăla e terorizat.
sau femeia eventual abuzată și terorizată, prinsă, bătută, de vreo 7 eventual, cum să stea cu el alți 7, toți să se uite așa, după ce au bătut-o și au violat-o toți și și-au bătut joc de ea, să stea toți așa în jurul mesei și ea să se uite la toți și să scrie plângerea. Oare ce fel de logică au avut în cap? Păi n-au avut. Totul trebuie făcut exact cum trebuie. Și toate aceste lucruri și toată educația asta vine de la școală și din sistemul de învățământ o bună parte, dar temelia se pune în cei 7 ani de acasă. Temelia se pune în familie. Vreau să spun că educarea și educația noastră s-a făcut cu ajutorul unor familii puternice, cu ajutorul unor familii stabile. Părinții ne lucrau în oraș, în fabrici sau unde lucrau, în comerț, nu conta, în învățământ. Amândoi, în general, lucrau, foarte puține cazuri. Pe timpul părinților noștri, când doar unul lucra. Lucrau împreună. Chiar dacă erau de la țară și el lucra la uzină, să spunem, ea lucra în agricultură, dar împreună lucrau. Nu exista o situație în care să vadă... Erau, în general, familiile erau unite, foarte puține cazuri în care erau copiii crescuți doar de unul din familie. Am avut un băiat care a ajuns, e bine, e bun, acum e perfect. Îl știam că îi murise tatăl într-un accident de la locul de muncă. Și îl știam că este orfan. Unu. Restul toți aveau amândoi părinți acasă. Uitați-vă societatea cum s-a transformat, că acum, după 30 de ani de când am terminat, noi, dacă ne uităm, cel puțin mă uit la școală, la mine, unde predau și am marele dar al lui Dumnezeu de a vedea cum este societatea acum, foarte mult. Cred că 70% din copii, dacă nu mai bine, au doar un părinte acasă. Sau foarte mulți care nu au nici măcar un părinte acasă. Ei, vă dați seama viteza de dezvoltare a societății și viteza cu care s-au petrecut toate lucrurile, în ce fel a transformat societatea. Este una să crești 1, 2, 3 copii fiind ajutat de celălalt din familie și este alta să crești 1, 2, 3 copii eventual fără niciun părinte acasă și să-i crească bunicii sau mătușa sau vecin. Este foarte greu în a pune picătura aia de educație în copil pe care trebuie să o aibă de acasă. O educație comportamentală și a gândurilor și a nevoilor lui. La școală intră într-o zonă în care el trebuie să-și învețe deprinderi când intră mai târziu pe piața muncii. Zona empatică, zona socială pe care o face familia, nu poate fi înlocuită de școală, doar poate fi un pic umbrită de școală, poate fi doar un pic tușată de școală, adică să se simtă în școală ca într-o familie un pic mai mare. Dar dacă familia este lipsă, școala nu poate suplini. Eu ca profesor nu pot să mă duc la 30 și ceva de copii pe care i-am într-o clasă, să spunem dacă sunt diriginte, doar dacă sunt diriginte și am o oră de dirigenție pe săptămână, nu pot să mă duc acasă la fiecare și să văd dacă și-a spălat sosietele, dacă are de mâncare, dacă nu are de mâncare, la cât se culcă, la cât se trezește și dacă și-a făcut temele și în ce relație este el cu vecinul, cu vecina, dacă dă de mâncare la vite sau nu, dacă... Asta poate face un părinte. Un profesor nu poate suplini. El poate să dea niște linii directoare asupra dezvoltării copilului mai târziu și eventual pe piața muncii și în societate, bineînțeles. Profesori buni sunt cei care educă bine și transmit și informație despre domeniul în care activează el ca profesor. Profesorul de matematică arată foarte bine cum se rezolvă la matematică, dar și educă
pentru a deveni în viață. Fiecare profesor trebuie să facă asta și mulți profesori am văzut, noi așa am văzut profesorii când eram în școală. Foarte mulți profesori ne-au educat și pentru viață. Foarte mulți ne-au educat și pentru viață. Hai să luăm puțină pauză de publicitate și discutăm imediat după pauză. Pauză, te rog. PVC Tomplast. Ai trei motive să o alegi. Termoizolare garantată, izolare fonică fără compromisuri, design deosebit. Alege Tomplast. Alege rapiditate, profesionalism și calitate. Alege 10 ani de garanție la uși și ferestre. Sună acum la 0722 661 485 și ai 25% reducere. În plus, ai gratuit transport și montaj, plase pentru insecte și sticla 4S. Brutăria Țac Țac. De aproape două decenii reușim să facem ca produsele noastre să fie asociate sunetului atât de cunoscut al morii. Țac Țac însoțește cu pasiune și răbdare tot ceea ce știți că se învârte mai bine într-o brutărie cu adevărat domnească. Vă așteptăm să prindeți miresmele cuptoarelor unde pâinea și produsele de patiserie poartă pecetea domnească la brutăria Țac, țac. În 10 ani am construit 514 km de drumuri, oferind o infrastructură corespunzătoare pentru 57 de localități din mediul rural și urban. De 10 ani comercializăm materiale de calitate, beton și fier beton, cărămidă și vecea pentru zidării, termoizolații, finisaje, acoperișuri și garduri. Vino și tu la depozitul din Târgu Frumos, strada Justiției, numărul 25, pentru a beneficia de o gamă largă de produse. Toți clienții beneficiază de consiliere tehnică, certificate de calitate, livrare gratuită și descărcare cu macaraua. Echisam, pasiune pentru drumuri, materiale de calitate. Apa Vital are grijă de apa din municipiul Pașcani. De acum și orașul Pașcani va avea servicii de furnizare a apei la nivel european. Pentru a beneficia de serviciile Apa Vital, formați asociații de locatari în blocuri și încheiați noile contracte prin asociațiile de locatari sau individual dacă nu locuiți la bloc. Informații la telefon 0232 969 sau pe site-ul Apa Vital. Apa Vital este parte din viața orașului Pașcani. Bine am revenit în emisiune, dragii mei telespectatori. Îmi aduc acum aminte de ceea ce am învățat despre mama fraților Gracchus, doi oameni politici romani cu aproape 200 de ani înainte de Hristos. Aproape, că erau pe la anul 160 înainte de Hristos. Mama lor, Cornelia, o femeie de viță nobilă, la un moment dat a vorbit în Senat. În Senat, la fel ca Senatul de astăzi, vă gândiți. Ori femeile atunci nu intrau în politică. Dar a fost nevoie, la un moment dat, să le vorbească capetelor înfermântate de politicieni care nu știu ce vreau atunci legi să facă. Și o parte din senatori au cerut ajutorul, după ce și-a sacrificat amândoi fiii, și pe Tiberius și pe Caius, care au fost uciși de către bogații zilei de atunci, făceau niște reforme. Fiii Corneliei au vrut să facă niște reforme în Imperiul Roman de atunci, incipient, pentru ca să se dea pământ oamenilor și să aibă o modalitate de subzistență, de a trăi, să aibă de mâncare. A spus, gloata nu poate să fie doar o simplă gloată, zona
în care se cultiva foarte bine pământul și era sudul Italiei, Roma nu era chiar în sud, zona Siciliei era iarăși o zonă foarte bună pentru grâne și trebuiau aduse grânele din zona aceea. Ei, în nordul Italiei grânele se făceau mai scump, se vindeau mai scump, veneau grâne din sudul Italiei, făcute eventual cu sclavi mulți pe moșii și ei voiau să facă o reformă în sistemul statului, să împroprietărească pe mai mult, să elibereze cumva de sclavie pe cei care munceau la câmpuri, pentru că se întâmplaseră și multe răscoale în zonele de sud a Italiei, în timpul respectiv. Oricum, avea nevoie de oameni care să lucreze pentru ridicarea orașului și trebuiau plătiți cumva, nu trebuiau să stea flămânzi prin cartiere pline de mocirlă și de încorturi, trebuiau construite. Și atunci cu oamenii care au venit în Roma, un oraș în plină dezvoltare pe atunci, la începuturi, în care se făceau tot felul de construcții, în care oamenii veneau și munceau și își vindeau, ceea ce spuneam și la început, își vindeau brațele lor de muncă, își vindeau concepția lor, își vindeau pentru pâine, își vindeau brațele de muncă și munca respectivă, ne fiind sclavi, ci liberi. Ei, neavând drepturi după aceea civile, se simțeau cumva folosiți și nu se simțeau cum trebuie. Ei, când veneau în Roma să muncească, aveau familiile cu ei. Ei veneau la muncă, dar familiile trebuiau să aibă un oarecare statut. Cei care erau senatori în Roma și cei care erau bogați și mari potentații zilei, voiau să exploateze această populație care venise să se construiască Roma. Și de aceea erau împotriva lui Tiberius și a lui Caius Gracchus, care voiau să facă reforme pentru acea populație. Totul ține de la avere, până la urma urmei, de care au făcut averi mulți și pe atunci și acum au făcut așa pe exploatarea altora, se consideră că asta le e dreptul lor. Reformele pe care le-au făcut Tiberiu și Caius au făcut bine Romei, dar ei au plătit cu viața. Au fost bătuți, uite, și aruncați în Tibru cu bâtele, au fost uciși. Reforma, în schimb, s-a înfăptuit. Legea a fost dată. Legea a fost după aceea respectată. Și în momentul în care senatorii doreau să impună altfel de legi, o parte din cei din partidul din care făceau parte familia Gracchus a chemat-o pe Cornelia să le vorbească ceva senatorilor și să le mai alunge din gânduri acelea înferbântări și ducere la luptă și la război și la ucidere. Și ea vorbește. Îi liniștește pe mulți, dar unul din senatori, ca să îi taie vorba Corneliei, spune: bine, știi că aici în Senat discută doar senatorii? Tu ești o femeie, n-ai ce căuta în Senat să vorbești. Cine, ce ai făcut tu pentru Roma ca să-ți dea dreptul să vii în Senat și să vorbești? Și Cornelia atunci spune: eu am făcut pentru Roma mai mult decât mulți dintre voi de aici. Am dat 2 copii și i-am educat bine și frumos. Acei copii s-au jertfit pentru Roma și pentru legile ei. Asta am făcut eu. N-am scris cărți, n-am făcut legi, dar am educat 2 oameni care au făcut legi bune și pe care voi ați ucis. Am dat educație pentru lege bună. Copiii mei au făcut acele legi bune și au luptat pentru ele. Aici este foarte important
educația pe care o primește tânărul din familie. Noi, la generația noastră, am primit de la familiile noastre educație foarte bună, încât ne-am descurcat oriunde. Colegii de-ai mei se descurcă foarte bine, sunt oameni buni în Canada, Statele Unite, în Italia, în Germania, în Suedia, în Marea Britanie, în România. Indiferent dacă au studii superioare sau nu, nu contează. Și-au găsit locul, dar datorită educației primite acasă, o educație a muncii, a perseverenței, a construirii și a lor, a interioară, dar și a societății, totul s-a văzut după aceea în școală, cum am urmat școlile și care a fost sacrificiul familiei pentru a urma școlile necesare pentru construcția noastră, care a fost sacrificiul profesorilor pentru a fi și pentru a de pe mâna lor să ieșim noi oameni buni, oameni capabili, oameni care acum avem familii. Și până la urma urmei, după 30 de ani, care au fost realizările noastre? Niște familii, niște copii. Unii aveau copii mari, studenți, s-au terminat facultățile, oameni la casele lor o parte, alții adolescenți, alții chiar copii mici. Dar până la urma urmei, toți au spus așa, contează ce sunt acum sau cum. Realizarea cea mai mare a mea este familia și copiii mei. Să nu uitați, dragii mei, că prin copii vă dezvoltați cel mai mult. Și am aici o poezie între Dumnezeu și tine. Între Dumnezeu și tine nu se află niciun om, nici vreun munte și nici vreo vale, nici vreo casă, nici vreun pom. Între Dumnezeu și tine nu-s nici vorbe și nici fapte, nu-s nici piedici, nici ursite și nici vise spulberate. Între Dumnezeu și tine este doar inima ta, care are pentru El un răspuns. Ori nu, ori da. Și dacă suntem cu răspunsul da, vom face totul și în familie, și în societate, și în lege, și peste tot. Tot ce vom face, știm că o facem și suntem văzuți de El și nu ne va fi rușine să ridicăm capul către El și să spunem, am făcut o blestemăție, Doamne. Așa trebuie să vedem fiecare, să avem înțelepciune fiecare, să vedem faptele făcute. O seară frumoasă vă doresc și la revedere!